Vameșul Stanislav Tonu a câștigat definitiv lupta cu conducerea serviciului vamal al Moldovei, care la finele anului trecut i-a aplicat mustrare aspră pentru că a refuzat să vorbească în limba rusă cu un agent economic din Chișinău. Și asta după ce Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia Curții de Apel Chișinău, care a constatat că Stanislav nu era obligat să vorbească în limba rusă cu un cetățean moldovean. Amintim că pretinsul incident a ajuns până în instanțele de judecată după ce Vameșul a rămas pe poziție, menționând că vorbește în limba de stat și că nu se află pe teritoriul Rusiei ca să fie obligat să vorbească în rusă. Ulterior, agentul economic s-a plâns la serviciul vamal, iar pe numele lui Tonu a fost pornită o anchetă de serviciu, pentru că nu exista niciun act normativ care l-ar fi impus în situația dată să vorbească în rusă. Vameșul a rămas pe poziție, chiar dacă inițial a pierdut procesul la judecătoria Chișinău.